Hey, yo, salutare oameni creativi! Ok, deci odată ce ne-am logat la noi în cont, vom ateriza pe această pagină. Și sincer să fiu, am naiba ce se întâmplă aici. Haideți să luăm pas cu pas, step by step, ce și cum și unde totul se potrivește în acest semi-mini extra puzzle. Bine. Deci, să presupunem că vrem să creăm ceva, da? Vrem să creăm un logo, ok? Însă nouă ne trebuie mărimile, dar noi nu știm care sunt mărimile optime. Păi, Canva îți vine în ajutor. Canva îți oferă mărimile optime la un proiect pe care tu vrei să-l creezi, independent de ce alegi. Spre exemplu, un logo, mărimea optimă la logo este de 500 de pixel pe 500 de pixel. La o prezentare, 1920x1080. La o postare pe Instagram, 1080x1080. Însă, dacă vrei să te duci la social media, vrei să faci un Facebook cover, este de 1640x924 de pixel. Însă asta nu este tot. Încă un plus la Canva este că ne oferă peste 50.000 de template-uri gratise pe care noi putem să le utilizăm. Da, corect, m-ați auzit corect. În primul și în primul rând, avem template-uri pentru prezentări, avem template-uri pentru social media, pentru videoclipuri, pentru marketing, pentru office. Dacă ne ducem sus la template-uri, putem observa că mai avem și pentru personal, business, education, trading. Iar dacă apăsăm pe more, avem și pentru wallpaper pentru desktop, avem, putem crea însuși designul la niște website-uri, avem calendare, planere, class schedules și așa mai departe. Însă, hei, uite, dar dacă eu vreau să creez ceva totul de la zero, păi, nu te îngrijora, Canva te acoperă și aici. Ai posibilitatea să creezi un design de la zero, total de la zero, cu o foaie albă, apăsând pe create a design sau custom site. Însă, hei, uite-te, ai mai mult de lucru, rezultatul dependența de skill-urile tale de design, așa și așa. Însă dacă folosești template-urile gratise, mai puțin de lucru, rezultatele cel puțin extraordinare. Cel puțin extraordinare, da, păi, make a choice, știi, fă decizie. Ok, haideți să vedem în rest ce naiba se întâmplă și cu partea asta de aici. În primul și în primul rând, dacă apăsăm pe All Your Designs, ne va apărea toate designurile noastre pe care noi le-am creat. Adică, dacă am creat un design cu 2 ani în urmă, da? Păi, ca eu să o caut în mod normal, dacă era să o creez în PowerPoint sau ceva de genul, trebuie să intru prin fișiere, să mai caut, dar dacă mai era șters, jale. Însă, hei, uite, dacă folosești Canva, vrei să găsești un design cu 2 ani în urmă, intri la All Your Designs, toate designurile tale, dai scroll în jos și îl găsești. Faci click, acces direct la el. După avem Shared With You, adică împărtășite cu tine. Ce înseamnă asta? Păi uite, dacă un prieten de tău, un colaborator, un angajat, are un proiect de făcut, iar tu trebuie să-l controlezi, să-l ajuți sau așa mai departe, el poate să-ți transmită documentul ție cu dreptul de editare, de vizualizare sau de comentare, iar tu implicit poți să faci toate aceste trei acțiuni. Să editezi, să vizualizezi sau să comentezi, independent de ce permisiuni el ți-a dat. După avem Brand Kit. Ce e asta? Păi Canva practic oferă posibilitatea la deținătorii de business să își facă designul la businessul lor prin intermediul la Canva. Adică poți crea logo-uri, poți pune culorile brandului, culorile fondului și așa mai departe. După avem Content Planner, planul de conținut, da? Hey, eu știu că e ce mulți dintre voi să regăsească, să nu spunem cine, însă, în principal Canva înțelege pentru ca să creezi conținut necesită timp și de obicei creatori de conținut stau cam prost cu time management-ul. De asta Canva a implementat direct în platforma lor un mini calendar, pot să spun, unde, hei, uite, îți spune azi trebuie să faci 5 postări pentru Instagram, îți selectezi datele ce și când, cum se faci, că dacă apăsăm pe plus, putem să ne scriem ce designuri vrem noi să facem și așa mai departe. Bine, după asta avem să creăm o echipă. Ce înseamnă asta? Păi, uite-te, implicit tu poți integra într-o echipă ta versiunea gratisă Canva este de 10 persoane, iar toate aceste 10 persoane să lucreze concomitent la un proiect, da? Poți denumi echipă cum, spre exemplu, Smart Course. The best! Apeși pe continuu și se creează echipa, după asta urmează să pui e-mail-urile la persoanele care vrei să fie parte din echipa ta. După avem order folders. Ce înseamnă asta? Păi uite-te, de câte ori vouă vi s-a întâmplat să căutați un fișier și
să nu-l găsiți. Sau de câte ori vi s-a întâmplat vouă să căutați ceva, ceva și să nu fie total, să nu fie organizare și să vă ia mult timp pentru a găsi. Păi din nou, Canva noi ne ajută, ne dă posibilitatea să creăm fișiere, unde după asta noi putem să organizăm toate design-urile noastre ca să fie mai ușor accesibile și mai rapide, da? Apăsăm pe Create a New Folder, aici scriem denumirea fișierului nostru, The Best Design Ever! Ever! Yeah! După asta putem să facem share la folderul acesta cu cineva din echipa noastră, momentan încă lăsăm așa, suntem o leacă zgârciți, apăsăm pe Create a Folder și fișierul se creează. Pentru versiunea free a Canva putem crea maxim la 2 fișiere, iar pentru versiunea pro putem crea mai multe fișiere. După puteți observa, hei, uite, de data asta îmi spune, apare coronița asta de aici și îmi spune trebuie să cumperi Canva Pro. Însă Canva Pro are mai multe avantaje, vom trece la asta în următoarele lecții, însă practic ceva un plus la el tot mai este că pentru 14 zile ai posibilitatea să utilizezi Canva Pro fără să achizi nimic și între astea 14 zile poți să înțelegi dacă merită sau nu, vă spun eu, merită. Practic asta a fost totul cu interfața la Canva, sper că a fost destul de înțelegător și că v-ați făcut o idee cum puteți naviga în tot Neview, în tot toată interfața aceasta, în tot bar, în toată navigarea asta, vă este mai ușor acum. În următoarele lecții vom vedea ce și cum putem să facem design-urile și așa mai departe. Însă până atunci, foc la ghete, dragii mei, și ne auzim. Pa, pa!